Bine ați revenit pe acest canal de YouTube. Sincer, pentru astăzi am avut altfel de video în minte pentru ziua asta de luni, dar proiectul, din anumite motive care nu țin neapărat de mine sau de noi, a fost puțin amânat, atunci a trebuit și eu să amân. După care am zis, bun, a picat ideea mea cu video de astăzi, hai să fac un haul second hand. Am fost săptămâna trecută la piață, sâmbătă mai exact, dar am găsit câte ceva, dar n-am apucat să le spăl pe toate și să se usuce și să le calc. Zic, nu știu ce să fac asta și ghiciți ce? Am fost salvată de un telefon, pentru că m-a sunat curierul și mi-a adus comanda și așa că astăzi voi desface alături de voi această comandă, să vedeți și voi ce am luat. Sunt unele lucruri pe care trebuie să le testez, sunt unele lucruri pentru mine, sunt unele lucruri pentru fetița mea, dar o să vă arăt pe parcurs. Înainte de asta, vroiam să vă mulțumesc tare, tare, tare mult pentru vizionări. Mi-ați lăsat și comentarii, chiar am fost surprinsă. Nici nu sunt obișnuită cu lucrul acesta, așa că pentru mine a fost ceva așa triumfător cumva. Au fost două întrebări la care aș vrea să răspund aici, pentru că aș putea să dau mai multe explicații decât printr-un simplu comentariu. Și anume, una dintre voi m-a întrebat cu ce anume înălbesc hainele pe care le cumpăr. În momentul de față folosesc un detergent praf, este de la Dash. L-am găsit la Vest Chemicals, de care vă spuneam într-unul dintre videourile trecute. Au produse nemțești și am mai avut încă unul înainte, tot nemțesc, nu mai rețin cum se numește, dar și acela foarte, foarte bun. Dacă vrei doar să dai așa un refresh la haine, îl bagi în mașina de spălat alături de detergentul normal, dar dacă vrei să înălbești mai bine și să știți că nu afectează nici culoarea, nici nu se transferă, nu se decolorează, nu conține clor. Este pe bază de oxigen. Și atunci le pun la înmuiat câteva ore, 2-3 ore sau chiar și peste noapte dacă am haine strict albe și atât. Le las peste noapte, iar dimineața le bag la mașina de spălat la ciclu de 60 de grade. De obicei acolo spăl hainele albe și nu le amestec cu cele colorate niciodată. Alb este alb, colorat este colorat. O altă întrebare și curiozitate în același timp a fost legată de locul meu de muncă. Ei bine, aș vrea cumva să țin separate aceste două componente, să zicem așa, ale vieții mele, viața profesională și viața personală, cea privată. Veți vedea aici pe canal lucruri din viața mea personală. Probabil că niciodată nu veți vedea mediul în care lucrez, dar așa, în mare, să vă faceți o idee, lucrez la o companie elvețiană pe partea de vânzări și aceea îmi permite să lucrez de acasă, adică remote. Sunt luni în care trebuie să mă duc și la birou, sunt luni în care exclusiv lucrez de acasă cu laptop, telefon și toate cele, și meeting-uri online și așa mai departe. Deci cam asta ar fi despre viața mea profesională. Nu aș vrea să intru în detalii, nu neapărat pentru că este strict secret sau nu știu, dar eu consider că este mai bine să rămânem aici doar pe plan personal, nu neapărat cu ce mă ocup eu sau ceea ce fac eu pentru a-mi câștiga existența, să fiu așa mai dramatică. Bun. Aștept și alte întrebări, dacă le aveți, încerc să le răspund. Vă spun, m-am simțit așa copleșită de vizionări și vedeam așa cum creșteau în fiecare zi și nu venea să cred. Și am zis, eu n-am făcut nimic special, n-am reinventat roata sau mai știu eu ce, dar mă bucur că ați apreciat. Și aș aprecia și eu să-mi dați și un subscribe, coment, ca să știu că sunteți acolo și să știți că mă bucură fiecare comentariu pe care îl primesc. Chiar am primit și niște idei de video viitoare pe care cu siguranță le voi pune în aplicare, doar că trebuie să mă organizez și eu un pic, că v-am spus, este o perioadă destul de aglomerată, iar începând de luna aceasta spre sfârșitul lunii o să încep să mă duc și la birou, așa că va fi puțin mai dificil, dar încerc să fiu
constantă. Bun, gata cu vorbăria, că am truit deja 5 minute în continuu. Sper că nu mi-a scăpat nimic. Dacă mi-a scăpat, îmi cer scuze. Cu timpul și cu exerciții o să îmi intre probabil în, așa, în reflex să răspund și să mă simt mai în largul meu. Hai să începem cu coletul și primul lucru care îmi vine aici la mână este un tablou din acela diamond painting, sau cum îi spune. Am dezvoltat o pasiune. Haideți să vă arăt cum, îmi cer scuze că vă pornesc, dar nu, nici eu nu l-am deschis înainte. Acesta l-am luat, știu sigur, pentru mine, că am luat unul și pentru fetița mea. Dar acesta l-am luat pentru mine. Cam așa arată, este 30 pe 40, dacă nu mă înșel. Nu, 30 pe 30. Îți vin așa cu aceste biluțe, mărgeluțe pe care trebuie să le lipești aici și mă relaxează, sincer vă spun, mă relaxează și mă face să mă deconectez așa, mă focusez și mă concentrez doar pe ce am de făcut aici și mă relaxează. Abia aștept să încep să-l fac și vreau să îl înrămez și îl voi pune în casa nouă la care ne vom muta. Mai avem încă unul aici, unul mai mare. Da, acesta nu se-l desfacă, este pentru fetița mea. Este o balerină, nu știu dacă puteți voi să-l vedeți acolo așa. Este o balerină într-o poziție așa de piruetă. Acesta este 30 pe 90, este foarte lung și ea și l-a dorit ca să-l pună la fel în viitoarea cameră. Oh, și mai aici pile de unghii. V-am spus sau nu, nu mai știu exact. Eu îmi fac unghiile singură cu o gel semi-permanentă și, sincer, pilele astea de unghii, pentru dat jos oja și gelul care mai rămâne pe unghii, nu neapărat că nu le găsesc, că le găsesc și aici, dar mie e greu să tot umblu așa, că am găsit pe Shein, doar că nu pot să desfac. Am găsit pe Shein un set de 10, mi se pare că, și la un preț foarte bun de 3 euro, ceva de genul. Și le-am luat de acolo. Nu am o pilă electrică pentru că nu știu să o folosesc, sincer. Mie mă sperie, mi-e frică. Nu pot să deschid, dar sunt doar niște pile de unghii din acestea, 80 pe 100, mi se pare, da. După care, aici nu știu ce am. Stați să îmi iau un cutter. Oh, aici este, mi-am comandat un fond de ten de la SheGlam, așa vine, eram tare curioasă, l-am tot văzut la diferite fete pe YouTube, Instagram și așa mai departe și am zis, hai să încerc și eu să văd cum e. A fost 8 dolari, asta înseamnă undeva în jur de 40 de lei. 30 și ceva de lei, 40. Bineînțeles că aveam bandă din acelea, dar trebuie să mă chinui să-l desfac. Doamne. Bun, eu l-am luat în nuanța porțelan. Sper să fie nuanța bună, că în ultima vreme am tot dat rateu. Oh, vine și într-o cusă așa drăguță, dintr-un material așa ca tifelat. Așa arată fondul de ten. Foarte bine arată pentru banii pe care i-am plătit și sticla este din sticlă. Hai să vedem și nuanța. Sper să fie bună. Sper, sper, sper. Și cred că e bună și nuanța. O vom încerca. Da, e bună nuanța. O vom încerca într-unul din videourile viitoare sau poate voi face un real ca să vedeți despre ce vorbe. Are acoperire mare, dar este puțin așa, nu știu, consistența lui este interesantă. Poate că pe față aplicat cu un burețel va fi mai bine. Vedem. Eram curioasă, sincer. Și mă bucur că am nimerit nuanța, că de obicei, v-am zis, în ultima perioadă nu
Nimeresc nuanțele la fondurile de ten, mi-am luat vreo două și... Da. Mi-am mai luat acest set de clame. Îmi place să prind păr așa dezordonat cu astfel de clame. Nu le mai deschid ca să nu vă foșnesc. Sunt patru la număr, diferite culori. De la negru, maro, crem și culoarea aceasta a untului. Au fost ieftine și astea. Cred că pe toată comanda am dat 30 și ceva de euro. Mai am ceva aici și nu știu ce este. Hai că o deschid și revin ca să nu vă foșnesc. Hai să vedem ce vine aici, că nu știu ce e asta. Doamne, iartă-mă! Niște chestiuțe așa din silicon, sunt din plastic. Nu știu ce sunt astea. Chiar nu pot să-mi dau seama. Asta e să văd, nu scrie aici. Habar n-am. Trebuie să mă uit pe comandă, dar din câte țin minte n-am comandat nimic de acest gen. Nici nu știu ce sunt, nici nu știu la ce se folosesc. Sper să nu fie un fail toată comanda asta. Am mai comandat încă o mostră din aceasta de fond de ten. Asta este în nuanța nude. V-am spus, nu știam exact dacă mi se va potrivi sau nu și măcar pe viitor să știu ce nuanță. După care, să o desfac pe asta, că tot pentru unghii mi-am luat o paletă din asta pentru ștampilă, pentru modele pe unghii. N-am făcut în viața mea. Va fi un experiment să văd ce poate ieși din asta. Și am mai tot felul de frunze și nu știu dacă veți putea vedea voi acolo, nu prea se vede, dar tot felul de frunze, de modele, de... Da, vedem ce iese și cu asta. Sper că mi-am comandat și ștampilă, că n-am ștampilă acasă. Încă una, în același sens, doar că asta e cu animal print, văd aici, zebră, ce mai e? Tot felul. Da. Pentru unghii, o să le testez și pe aceea. Ah, mi-am comandat și ștampilă. Aici a venit cu ștampilă. Încă o placă din acelea sau sunt mai multe placi aici. Sunt mai multe plăci aici și mi-a venit și ștampiluța. O să mă distrez cu ea. Nu știu să fac și să vedeți până învăț. Și o spatulă, oare asta să fie în cutia asta să se afle tot spatule din astea? Nu știu să vă zic. Și am și ștampiluța. Oh, ce drăguță, e moale. Partea asta e din silicon și e tare, tare moale așa și drăguță. Abia aștept să-mi fac unghiile, sunt curioasă. Ah, are și căpucel. Și căpucel. Să punem ca să-i protejăm partea asta din silicon. Și aici mai am încă câteva ștampile, astea văd că sunt mai mari. Încă două folii din astea așa cu ștampile. Una cu inimioare, cu tot felul de modele și una văd că am cu scrisuri pe aici. Love. O fi fost la set cu ștampila și le-am, de aceea le-o fi luat, că nu mi-explic altfel. Încă o mostră, acesta este cu nuanța fair. Și mai am, nu trebuia să am două tablouri din alea, oare? Numai unul? Nu mai știu, trebuie să verific pe comandă. Și mai am aici un set pe care l-am luat pentru fetița mea. Materialul este așa și așa. Dar este un set cu pantaloni scurți, așa, DI, cum se poartă. Materialul este elastic. Trebuie să văd dacă scrie ce e. Poliester, bineînțeles, 95% și 5% elastan. Mă interesează să nu fie transparenți, că altfel nu-i va purta. Sunt ok. Sper să fie și bun. Și e bine cu tricou. Tricou așa puțin oversized. Și ei îi place să poarte. Îi place tare mult și portocaliul și sper să-i vină și să-i placă, că e foarte drăguț. E moale, nu mă înțelegeți greșit, e moale la atingere. Dar nu e ca și bumbacul sau să zici că ai vreo pretenție de la el să fie mai calitativ. Dar
Eu zic că de mers în parc, de mers pe afară, la o plimbare, o să-i placă. Îmi place foarte mult și printul acesta de culori, e frumos. De asta am vrut să-l iau, că e cu portocaliu și îi place. Bun, cam asta e, cred că. Asta să mai verific o dată aici, în colet. Da, o să le pun pe la locul lor. Asta nici până acum nu știu ce e. Poate fi, ferească Dumnezeu, niște chestiuțe așa. Trebuie să mă uit pe comandă, deși nu țin minte să fi comandat nimic de genul ăsta. Se folosesc oare la ceva? Habar nu am. Habar nu am. Bun, în fine. Asta o fi fost bonusul de pe șir. Au considerat că atât a merit pentru ce am comandat. Bun, vă mulțumesc tare mult. Sper că până la sfârșitul săptămânii să intre video de care vă spuneam că s-a amânat puțin. S-a amânat din motive, nu știu, care nu țin neapărat de mine. Dar începem cu vlogurile sau videourile de la șantier, pentru că lucrurile au început să se miște acolo și vreau să vă țin așa la curent, să vedeți cu ce se întâmplă. Poate mai dați și voi idei. Da. Cam asta aș vrea să deschid și partea seria aceea de videouri. Vor rămâne haulurile second hand, pentru că am găsit niște chestii acum când am fost la piață sâmbătă. Abia aștept să vi le arat. Și da, țineți aproape. Ne vedem în video viitor. Vă mulțumesc încă o dată tare mult pentru toată susținerea. Am să vă rog să dați un subscribe, un like, un comentariu, ca să creăm așa o legătură, să vă simt și eu mai aproape, să mă simțiți și voi mai aproape, dincolo de ecran. O zi frumoasă, o săptămână ușoară și spor în toate!